De multe ori, poveștile adevăraților campioni le afli doar din locul unde s-au născut și au crescut și de la cine puteam afla mai bine toate aceste detalii, dacă nu de la doamna Raluca, mama celor două campioane mehedințene la tenis de masă. Ne aflăm în casa micuțelor campioane la tenisul de masă, iar astăzi am venit să vorbim cu mama fetelor și să ne spună de ce nu, cum erau fetele când erau mici, doamnă. Mici? Dacă îmi permiteți să fac un foarte scurt rezumat și din asta să vă dați seama. Ele, de fapt, se laudă peste tot. Se laudă că au fost atât de cuminți, în special la sală, încât mi s-a dat și o poreclă, surorile dinamită. Și întrebate fiind de ce această denumire, pe care nu ele și-au luat-o, ci așa au primit-o de la colegii din sală, ne-au spus că au primit această poreclă pentru că sunt explozive. Mama Raluca ne mărturisește faptul că ambele fete sunt extrem de implicate atunci când se află la antrenamente, deși mai au momente când se întorc la naivitatea vârstei lor și își doresc mai multă joacă, libertate. Însă antrenamentele de zi cu zi le ajută să se focuseze pe ceea ce au de făcut, pentru că știm cu toții că performanța se obține prin multă muncă și perseverență. Pe când și-au descoperit fetele această pasiune, să zic, pentru tenisul de masă? Noi avem prieteni care practică tenis de masă. În 2015, unul dintre prieteni, da, și mai apoi un alt prieten, amândoi care practică tenis de masă, dar nu la nivel, momentan cel puțin, nu la nivel de competiții foarte grele, foarte dificile. La sugestia persoanelor respective, am zis să mergem la sală, să vedem cum este, să... Pentru început, atunci, a fost doar hobby. Nici măcar hobby. La început a fost doar pentru a merge în sală unde sunt copii, unde sunt palete, sunt mingi, hai să vedem cum e. Da? Bine, o perioadă a fost de acomodare. Era normal să nu se intre direct în program mai... riguros, dat fiind faptul și că erau mici. Iarina avea 4 ani când a mers prima dată la sală. Unul dintre antrenori la un moment dat chiar a și zis: haideți, doamnă, că nici chinezii n-aduc copiii la tenis la 4 ani. Da, chinezii care sunt... foarte fragile. Chinezii care sunt foarte buni. Cele două fete țintesc cât mai sus și își doresc o carieră internațională de succes. De ce nu, într-o bună zi, să ajungă la fel ca sportivele pe care le admiră astăzi? Eu cred că a fost așa un amestec de mai multe. A fost talentul, harul antrenorilor de a le determina să rămână alături de dumnealor. Faptul că și eu am susținut acest lucru și nu mi-am asumat să le susțin, în sensul că nu le-am lăsat să renunțe atunci când poate le venea vreo altă idee sau poate vreo altă influență din alte părți. Pe la sală au fost destul de năstrușnice de multe ori. Iarina avea obiceiul să stea cocoțată de coșul de basket și cu greu o dădea jos de acolo. Bine, ea când era mică spunea că ea-i Tarzan, da? Și nu doar Tarzan, nu știu de ce așa l-a făcut, ea așa un fix, mai bine, da, un fix pe eroi, pe cavaler, pe salvator, pentru că atunci când era micuță, pe la 4, începând de la 4 ani și ceva, ea mi-a zis că ea este eroul meu. Eu sunt, da, așa mi-a zis, eu sunt eroul tău și să știi că eu o să te salvez pe tine întotdeauna de toate pericolele. Iată că acele cuvinte ale micuței Iarina au fost puse în practică de-a lungul anilor și pe lângă statutul de erou pe care și l-a asumat, a vrut ca alături de sora ei să-și facă mama mândră. Cred că v-a emoționat foarte tare. Da, pentru că știam cât de mult a fost afectată de faptul că eram singure,
ea a fost cel mai mult afectată de faptul că noi eram singure și cred că așa a perceput ea situația respectivă și probabil în mintea ei de copil, da, și încă destul de mic, nu știu, a păruse ideea că mama are nevoie de cineva care să-i stea alături și să o sprijine, să o ajute, să o ajute la modul că așa e normal în orice familie. Primele premii câștigate de fete au fost în anul 2016 la un concurs organizat în Drobeta, Turnu Severin. Cred că în 2016 au câștigat primele premii, da, mențiune amândouă, a fost un concurs organizat aici. De atunci au tot avut concursuri, concursuri naționale, doar naționale. Nu am ieșit în afara țării până acum. Nu știm când se va întâmpla, dacă se va întâmpla, presupun că da. Adică deja e destul de departe, s-a ajuns destul de departe cu evoluția lor și presupun că se va ajunge și la competiții internaționale. Au fost plecate, sincer, până la vârsta asta. Au ajuns în, nu exagerez, cred că 90% din toată țara. Ne-a spus mai devreme faptul că ați participat cu fetele, bineînțeles, la foarte multe concursuri prin țară. Nu v-a fost greu cu transportul? Toate concursurile fetelor pe care ele le-au susținut, ori de câte ori a fost nevoie și oriunde au avut concurs, au mers însoțite de către antrenori și acolo unde a fost nevoie întreaga echipă. De exemplu, Iarina acum a fost doar ea singură cu cei doi antrenori. În iunie la Dumbrăvița, când au avut, au fost Anastasia și Iarina împreună cu domnul Sandu, da? Și doamna Nef. Iar în, de exemplu, ce mi-aduc aminte acum, în la Buzău, de exemplu, când au fost în martie, au fost echipa de fete, toate cele trei fete împreună cu cei doi antrenori. Ce voiam să spun, că eu niciodată nu am fost cu ele. Ar fi fost mai complicat, pentru că e vorba de mijloc de transport, e vorba de distanță mare, e vorba de faptul că eu mai trebuie să mai cobor, pentru că mă mai doare de multe ori pe spate din cauza poziției. Și atunci am mers pe varianta aceasta, care, sincer să fiu, a fost și cea mai bună, cea mai potrivită, pentru că nu cred că era nevoie de mine, de fapt nu cred, sigur nu era nevoie de mine, ele sunt obișnuite de mici cu deplasările, sunt descurcărețe, sunt independente, se descurcă foarte bine cu bagajele, să și le care, să și le despacheteze, să și le împacheteze înapoi, să nu-și uite lucruri, să absolut tot ce e nevoie, să-și poarte singure de grijă cu tot ceea ce e nevoie de dimineață până seară. Nu era nevoie să fiu eu acolo. Chiar nu era nevoie, pentru că au avut antrenori. Iar antrenorii pentru ele, nu doar la sală, ci și în deplasările, au fost în primul rând părinți. Viața cu două campioane la tenisul de masă implică și anumite costuri. Dar în ceea ce privește cheltuielile, dacă puteți să ne spuneți ce costuri implică viața cu două campioane la acest sport, tenisul de masă? Of, păi implică foarte mult, pentru că în primul rând e vorba de paleta cu care joacă, da? Și nu putem să jucăm cu orice paletă, este o paletă specifică în funcție de stilul de joc, în funcție de modul cum se descurcă, în funcție de performanța pe care vrea să o atingă. O paletă poate să ajungă la 1500 de lei, 2000 de lei, chiar atât de mult. Se schimbă fețele foarte des și numai fețele pot să ajungă și la, nu știu, 400-500 de lei, da? O pereche de fețe. Se întâmplă accidente, inclusiv, în sensul că în timpul jocului poate să lovească paleta de masă și se sparge efectiv lemnul de la paletă și în momentul când s-a spart, automat trebuie să schimbi, nu se poate. N-ai cum să lipești nici nimic. Nu mai faci tenis, da? Exclus, nu se pune problema de așa ceva. Echipamentele, așa cum am zis, cele de concurs, pentru că în sală nu e neapărat nevoie de un echipament anume, dar la concurs, da, și sunt destul de scumpe, dar ne-am descurcat să le achiziționăm. E vorba de încălțămintea specifică, pentru că undeva este
covor, da, covor cauciucat, altundeva, mă refer la sări, unde se joacă, da, altundeva e parchet și atunci trebuie să aibă încălțăminte adecvată, ca nu cumva să se întâmple în timpul meciului să alunece, da, în timpul joc. Antrenorii ne-au ajutat foarte mult, inclusiv din punct de vedere financiar, da. În primul rând să nu uităm că noi nu plătim antrenamentele. Oamenii aceștia fac muncă benevol, da? Adică vin de acasă, își consumă timp, nervi, răbdare, da? Doar pentru că au pasiune pentru acești copii. Mama ne mărturisește că aceste costuri pentru deplasările micuțelor fete pe o perioadă de câteva zile pot ajunge și la 4.000 de lei. În ceea ce mă privește pe mine direct, o deplasare, în funcție de câte zile durează, poate să ajungă foarte mult. De exemplu, o deplasare de 4-5 zile pentru ambele fete poate să dureze undeva la, nu știu, chiar 4.000 de lei, 4.000, 5.000 de lei, depinde, pentru că sunt și taxe de concurs, mai trebuie și testul COVID, mai trebuie și fișa medicală, care toate sunt plătite de noi. Vedem aici că sunt foarte multe premii și diplome. Dacă puteți să ne spuneți așa, cele mai importante premii sau titluri pe care le-au obținut fetele? Chiar aici sus este diploma adusă acasă recent, pe 10 septembrie, împreună cu medalia și cupa, care au venit la pachet, toate trei. Sunt aduse de Iarina pe 10 septembrie, când a câștigat locul întâi la paleta de argint la Odorheiu Secuiesc. Mai sunt alte cupe, alte medalii, tot acolo sus, pentru că Iarina acolo și Anastasia și Iarina au hotărât să le pună pe toate acolo sus. Alte diplome au câștigat de mai multe ori la alte concursuri naționale, locurile 2, 3, chiar și locul 1, dacă nu mă înșel, dar nu la un concurs de asemenea învergură. La Olimpiada școlară de anul trecut, din 2020, din ianuarie, fetele au avut locurile 3 și 4. Alexandra, de la noi din echipă, a luat locul 1. Zic că sunteți foarte mândră. Sunt mândră, într-adevăr, numai că de multe ori cred că nu conștientizez foarte bine, pentru că sunt o grămadă de alte lucruri de care trebuie să mă ocup. Modestia este la loc de cinste în cazul doamnei Raluca și asta le-a insuflat și celor două fete, o atitudine de învingătoare. Cele două campioane se antrenează în continuare și ne fac promisiunea că vor aduce Severinul pe buzele tuturor.